Alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024 vor aduce un program special cu publicul la toate cele 15 direcții publice locale de stare civilă și evidența persoanelor din județul Hunedoara, astfel încât să poată fi soluționate toate cererile de eliberare actelor de identitate expirate, pierdute sau deteriorate ale persoanelor cu drept de vot. Drept urmare, se va lucra la foc continuu, atât sâmbătă, dar mai ales duminică, până la închiderea secției de votare. În aceste zile se întocmesc și eliberează acte de identitate cetățenilor ale căror acte sunt expirate, pierdute sau deteriorate, astfel încât aceștia să-și poată exercita dreptul la vot. Pentru a rezolva toate solicitările, serviciile publice comunitare locale de evidență persoanelor din Brad, Călan, Hațeg, Hunedoara, Deva, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Simeria, Uricani, Vulcani, Aninoasa, Ilia și Giurgiu vor funcționa după următorul program. Sâmbătă 8 iunie între orele 8 și 16 și duminică 9 iunie între orele 7 și 22. Pentru a intra în posesia noilor cărți de identitate, solicitanții trebuie să prezinte toate documentele prevăzute de actele normative. De menționat faptul că nu se poate intra în posesia buletinelor de vot decât după scanarea cărții de identitate de către membrii comisiei din fiecare secție de votare și validarea că cetățeanul are drept de vot, adică este înscris în registrul electoral.